Dacă România este prima în Uniunea Europeană la accidente mortale, în alte țări, tragediile de pe șosele sunt o raritate. Unele au și un nivel scăzut al corupției, criminalitate scăzută și puține șanse să fie scena unor dezastre naturale. Asta le face printre cele mai sigure țări din Europa. Studiul a analizat mai mulți parametri care contribuie la cât de sigur poate fi un stat, cum ar fi atacurile, crimele, decesele rutiere și riscul de dezastre naturale. Pe locul 5, în topul celor mai sigure țări, se află Luxemburg. E cunoscută pentru parcurile naturale uimitoare și cheile stâncoase. Țara are cea mai scăzută rată a crimelor din Europa. Pe locul 4 se află Danemarca, una dintre cele mai fericite țări din lume. Are un număr scăzut de incidente violente și puține accidente rutiere mortale. Ajungem la top 3, pe locul al treilea fiind Norvegia, cunoscută pentru munții uimitori, ghețari și fiorduri de coastă adânci. Statul se clasează ca o națiune pașnică, cu o rată foarte scăzută de jaf și crime, precum și doar 2 accidente rutiere la 100.000 de persoane. Pe locul al doilea e Islanda. Trebuie să fie pe lista voastră de călătorii nu numai pentru că e o țară incredibil de frumoasă, dar este a doua cea mai sigură țară din Europa, cu un număr foarte scăzut de jafuri și crime. Totodată e una dintre cele mai pașnice națiuni. În fruntea clasamentului este Elveția, cel mai sigur stat din Europa, cu un nivel foarte scăzut de crime, atacuri, decese rutiere și cu un risc foarte scăzut de dezastre naturale, trebuie să ajungeți aici pentru a vedea frumusețea pe care o are de oferit, relatează Digi24.ro.